sponsor general al emisiunii Nescafe. Bună dimineața! Este vineri, 16 martie și urmăriți dimineața la RTR. Alături de voi, inconfundabilul Alexandru Fosa și Camelia Fleștu. Nu trebuia să te menționez și pe tine, că trebuia să spui era inconfundabil. Am zis că ești inconfundabil, eu nu, de mine nu am zis nimic, eu sunt mai modestă. De ce? Pentru că astăzi sunt cu ochelari? Da. Și oricum ești inconfundabil. Lumea și mai ales după tunsoarea de azi, vezi că e bătut așa vânt. A trecut un vânt pe la Buicani, da. Și a întors părul în partea dreaptă. Las că e bine. Și apropo, astăzi este marcată ziua. Tot ce faci este bine. Deci ce ai făcut e bine. Ți-ai pus ochelarii, e bine. Noi ce facem este bine. Ceea ce faceți voi cei de acasă, la fel, este bine. Pentru că ne urmăriți. Bună dimineața, vă spun și eu, bună dimineața celor de acasă, la nord, la sud, la Glodeni, la Leușeni și în toate raioanele. Ne bucurăm că sunteți cu ochii pe noi fiecare dimineață, ne urmăriți și asta ne bucură foarte mult. Deci v-ați dat seama, e timpul să vă serviți cafeaua Nescafe Gold și să fiți aproape de noi. Și asta pentru că v-am pregătit o emisiune frumoasă și astăzi. O emisiune de vineri, o emisiune ușoară, relaxantă și cu invitați, așa, aleși, așa, foarte atent, în redacție, da. Cine merită, cine nu merită. Am selectat și avem o emisiune frumoasă. Spune. Deci, vedeți pe scurt ce avem astăzi în emisiune. Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Hainele vechi nu se aruncă, le modificăm și le purtăm. Amenajăm locuința cu stil. Cele mai noi tendințe le vedeți astăzi. Iar dacă pierdeți vreun act al mașinii, oamenii legii vă spun ce să faceți. Nu trece o zi fără sport. Ei îl fac bine, dar ele îl fac mai frumos. Vreți să ajungeți la Polul Nord? Aflați cum trebuie să vă pregătiți de la cei care vor ajunge în curând acolo. Și la final cântăm despre ea, despre mama. Urmăriți-ne cu mare atenție că mai avem și premii pe care le vrea oricine. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Un motiv de mândrie pentru țara noastră, moldoveanul, celebrul moldovean, deja pot să-i spun... Ion Lazarenko? Ion Lazarenko, da, vezi, te-ai prins. Dacă mai scoși ochelarii, în general mai inteligent. Da, ar putea, va fi desemnat la Premiul Nobel pentru Pace. La cât a realizat acest domn, eu personal l-am cunoscut cu 4 ani în urmă, am făcut și un interviu, am realizat un interviu cu el, un om extraordinar, pe lângă faptul că face sport, să știți că se implică foarte mult în activitățile din Moldova, face și foarte mult, face foarte acte multe de caritate. Acte de caritate, mi-aduc aminte, pentru localitatea, multe familii, da. Familii a ajutat, deci un om care merită tot respectul, îi transmitem salutări în cazul care ne privește. Iar dacă acolo, va fi premial, da, premiat la Premiul Nobel pentru Pace, o să vedem neapărat și la știri, până un alta avem pe ale noastre. Știri de astea, de ale noastre, mai cu politică, mai cu așa. Mai cu de toate, pentru că asta se întâmplă în țara noastră. Să vedem ce avem astăzi. Întâmplare nefericită pentru o femeie de 65 de ani din capitală. Aceasta s-a pornit să ducă gunoiul, dar s-a pomenit într-o fântână de canalizare. Cazul a avut loc recent pe strada Ialoveni. Femeia a pășit pe o gură de canalizare deschisă și a căzut în groapa adâncă de peste 3 metri, nereușind să mai iasă. În ajutorul ei au fost chemați salvatorii care au scos-o la suprafață. În urma incidentului, femeia s-a ales cu fracturi la ambele picioare. Nu întotdeauna prețul corespunde calității serviciului. Mai multe nereguli au fost depistate de către inspectorii de patrulare la conducătorii transportului de călători în regim taxi din capitală. Astfel au fost identificate peste 200 de contravenții, printre cele grave fiind bunăoară, exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice interzise prin prevederile regulilor de circulație rutieră, exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice sau reutilate fără autorizare, sau cazuri de conducere a vehiculelor care nu au fost supuse reviziei tehnice. Întreprinderilor ce gestionează aceste servicii de taxi le-au fost expediate prescripții.
O nouă echipă de experți din partea Fondului Monetar Internațional se află în țara noastră. Delegația FMI este condusă de către Ben Kelmanson. Pe parcursul vizitei de lucru, misiunea va purta discuții cu autoritățile în contextul evaluării a treia a programului susținut de FMI prin cele două mecanisme de finanțare, și anume mecanismul extins de creditare și mecanismul de finanțare extinsă. Totodată, experții vor analiza evoluțiile recente din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților. Va actualiza prognoza macroeconomică și va discuta cu autoritățile despre politicile macroeconomice pe viitor. Delegația își va încheia vizita pe data de 27 martie. Mașini și echipamente agricole, tehnologii și echipamente pentru irigații, sere, îngrășăminte și produse de protecție a plantelor. Toate acestea pot fi găsite la expoziția internațională specializată Moldagrotech din capitală. La acest eveniment participă companii din țara noastră, dar și din Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, România, Cehia și Ucraina. În total, peste 130 de companii își prezintă ofertele, iar printre noutățile expoziției se numără, de exemplu, drona pentru agricultură, vopsele industriale, furaje inofensive. Expoziția va fi deschisă până pe data de 17 martie. Agenția pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței intenționează să regularizeze domeniul comercializării autoturismelor noi și rulate într-o crearea unui mediu economic prielnic pentru mediul de afaceri și benefic pentru consumatorii finali. În cadrul unei mese rotunde cu participarea reprezentanților importatorilor de autoturisme noi în țara noastră, directorul agenției Iurie Ieremia a menționat că o atenție deosebită trebuie să fie acordată drepturilor și obligațiilor importatorilor, dar și celor ale consumatorilor. La fel, prevederile legislative trebuie să fie armonizate cu directivele europene. Salariul mediu în municipiul Chișinău în trimestrul 4 al anului trecut a fost de 7.311,4 lei, sau cu 28,3% mai mare decât media pe țară pentru aceeași perioadă. Totodată, în comparație cu trimestrul 4 al anului 2016, salariile în Chișinău au crescut cu 13,5%. Cele mai mari lefuri în capitală în perioada octombrie-decembrie 2017 au fost primite de către angajații din sfera administrației publice și din domeniul apărare, asigurări sociale obligatorii, sectorul industrial și sistemul de învățământ. De cealaltă parte, salariile cele mai scăzute din municipiu s-au atestat în silvicultură, piscicultură și agricultură. Potrivit datelor statistice, la 1 ianuarie 2018, în municipiul Chișinău s-au înregistrat peste 4.000 de șomeri. 6 ani și jumătate de detenție, amendă de 550 de unități convenționale sau 27.000 de lei. Asta cer procurorii în cazul fostului deputat PLD Kiril Lucinski. Se propune totodată ca acesta să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Lucinski a fost reținut în primăvara anului trecut, fiind acuzat de spălare de bani și fals în declarație de avere. Fostul parlamentar pledează nevinovat. Astăzi, în partea de nord a țării, se vor înregistra ziua 11 grade, cerul va fi parțial noros. Noaptea se vor atesta 7 grade. În zona de sud a Republicii, mercurul în termometre va indica ziua 14 grade, vremea va fi posomorâtă. Noaptea vor fi 9 grade. În zona de centru a țării, dar și în capitală, se vor atesta în timpul zilei 12 grade. Cerul va fi parțial noros. Noaptea vor fi temperaturi de 9 grade. Pentru următoarele zile se anunță vreme rece și posomorâtă, fără precipitații. Astfel, pe data de 17 martie, ziua se vor înregistra 15 grade, iar noaptea mercurul în termometre va indica 5 grade. Pe data de 18 martie, ziua se vor atesta minus 4 grade. Va fi înnorat, noaptea vor fi temperaturi de minus 5 grade. Pe 19 martie, ziua vor fi minus 2 grade, vremea va fi posomorâtă, noaptea se vor înregistra minus 6 grade. 16 martie, o zi plină cu evenimente, mi-am și notat aici pe foaie. Prieteni, cei care încă nu și-au găsit o activitate, ar putea să meargă la campionatul național de off-road din Republica Moldova. Este etapa 1. Camelia la fel participă, ca am văzut și săptămâna asta a și realizat un subiect acolo. Eu voi fi acolo. O să fii? Exact, de asta... la Măgdăcești are loc acest campionat. Toți cei îndrăgostiți de sport, de motoare, de mașini din astea. Tu o să dai startul, da? O să fii fataia îmbrăcată, sexy. Care start, etapa 1.
Nu, nu voi da startul, dar voi fi și acolo, pentru că am o invitație specială, cum altfel. Cum putea, da. Da. La fel, campionatul național de arm wrestling. O să fie pe mai multe clase și categorii, până și cea feminină. Eu mă gândeam să particip, dar sunt prea slabi sportivii noștri la arm wrestling și nu vreau să mă implic. Știi? Ce să merg eu? Ce să fac acolo? Câtă modestie se vede acum pe toate ecranele din țară. Da. Tot astăzi este marcată ziua somnului, așa că cei somnoroși... Nani, puiu, mami, știi un cântec? Știu, e evident că știu. Taică mi-am cântat când eram mic și la maică mea, un elefant se legăna pe o pânză de păian. Și cu toate că a fost... Da, adormeam, și eu adormeam la fel așa. Și cu toate că este marcată ziua... Somnului, deci uite că nu a fost declarată zi liberă pentru somn. Asta așa mai lipsa, ar fi trebuit să fie ziua somnului, toți dorm acasă și au liber și nu merg la serviciu. Hai să mai spunem ce evenimente. Spectacolul O scrisoare pierdută la Satiricus și spectacolul Testamentul I la Luceafărul. Da. Și alte evenimente mai sunt. Astea sunt evenimentele la care voi puteți să mergem, dar acum e timpul să cunoaștem evenimentele care s-au petrecut până în ziua de astăzi. Din istorie. Din istorie, evident, în calendarul zilei. Se făcea la 16 martie cu mai mulți ani în urmă. În 1839 s-a născut poetul francez Sully Prudhomme, primul câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură. Tot pe 16 martie 1926, fizicianul american Robert Hoddard Hutchins a lansat prima rachetă cu combustibil lichid. 1939, al doilea război mondial, trupele germane au preluat puterea în Cehoslovacia. Tot pe 16 martie 1957 trece în ființă Constantin Brâncuș, sculptor român. 1965 a avut loc premiera filmului Pădurea Spânzuraților în regia lui Liviu Ciulei, film distins cu premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. Tot în această zi, în 1975, e născută actrița americană Eva Longoria. Tot pe 16 martie, în anul 2012, Parlamentul Republicii Moldova îl alege pe Nicolae Timofti ca șef al statului. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Ceva lipsea în emisiunea noastră și eu deja știu ce lipsește, horoscopul. Horoscopul, evident, nu putem să trecem astăzi fără ca să nu aflăm ce prezic astrele sau cum va decurge ziua de astăzi sau chiar weekendul. Îmi aduc aminte de un banc despre ce e legat de horoscop, despre mai bine zis de balanțe, că aceste persoane sunt mai puțin indecise, știi, la ei așa, joacă, un cântare. E bancul... Balanța e balanță. Da, e balanță, da. Bancul sună în felul următor. Stau o pereche la o... cafea și citești într-un ziar și spune, uite ce scrie despre balanțe că sunt indecise. Și spune, bă, ăsta sigur că uite că poate nu e corect. Îmi spune, da, poate 50-50% poate ar trebui, adică trebuie să mă mai gândesc. Până la urmă, trebuie știi, gândesc. Până la urmă, tot nu devine indecise. Nu era sigur nici de ce scriu astrologii. Eu mai rău stau cu, poate cu spusul bancurilor, dar așa, știi cum. Te-ai descurcat, ce voie, cei de acasă cu siguranță au apreciat umorul tău, să vedem cât umor vor avea nativii zilei de astăzi. Da. În funcție de zodia în care ești născut, acolo se zice și de umor. Sigur că da. Sau cât de bună va fi ziua astăzi. Horoscop 16 martie. Berbec, o să vă bucurați de mai multă stimă și apreciere din partea șefilor, a colaboratorilor și poate veți primi ceva nou de lucru drept recompensă. Persoana iubită vă pregătește o surpriză. Taur, multă lume e dispusă în perioada asta să vă ajute, poate ieșiți și pe la evenimente împreună cu omul drag, să vedeți ce mai e nou în societate. Nu stați foarte bine din punct de vedere financiar, dar în curând totul se va rezolva. Gemeni, se anunță un eveniment la sfârșit de săptămână care să adune rude și prieteni, poate e o aniversare în familie. Fiți mai indulgenți cu colegii de muncă. Rac, vă pregătiți de o plecare în afara țării, poate sunt treburi importante de rezolvat și o să iasă așa cum v-ați planificat. Nu vă avântați după câștiguri ușoare. Leu, încep să se adună bani în cont și vi se plătesc orele suplimentare și alte servicii pe care le-ați făcut unor beneficiari. Și ieșiți în plus, acasă sunteți primiți cu dragoste și afecțiune. Fecioară, relația de cuplu promite să fie calmă, că ați aplanat conflictele vechi și o să fiți mai puțin critici și pretențioși. La locul de muncă reușiți doar dacă vă impuneți punctul de vedere.
Balanță. O zi potrivită pentru schimbări majore în activitatea profesională. O persoană tânără vrea să ieșiți la masă, ori poate la un spectacol, să vadă ce preferințe comune aveți și să vă armonizați. Scorpion. O problemă de sănătate vă deranjează din ce în ce mai mult și dacă nu o depistați la timp, o să aveți de suferit. Puteți să vă planificați timpul pentru weekend, să mergeți undeva cu prietenii. Săgetător. Aveți o energie debordantă și puteți face multe lucruri care să vă propulseze și în carieră și în viața personală. Poate începeți lucrări de reparații prin casă sau vă căutați un cămin nou. Capricorn. Posibil să găsiți niște lucruri pentru interiorul locuinței la un preț bun și o să le puteți lua. Nu vă stresați din cauza unor bârfe. În curând va ieși la iveală adevărul. Vărsător. Poate ați reglat relațiile cu prietenii. Dacă ați avut ceva de reproșat cuiva, ați făcut-o și o să-i cultivați doar pe cei fideli. E o zi bună pentru răsfăț. Alegeți să ieșiți undeva într-o companie plăcută. Pești. E cineva care vrea să vă invite într-o excursie ca să vă cunoașteți mai bine sau ca să vă facă o declarație de dragoste. Azi, detașați-vă de griji și probleme și odihniți-vă mai mult. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Zâmbim, zâmbim și iarăși zâmbim. O noțiune foarte importantă pentru viața noastră. Vezi cât ți-arată cameramanul? Zâmbim, așa, pentru camera. Că zâmbetul contribuie la sănătate și somnul, de asemenea. La fel. Se spune că de cele mai multe ori sau 12% din majoritatea populației visează doar alb și negru. Visează doar alb și negru? Da. Asta în timpul somnului. Da. Păi da. Bine, nu știu ce vom visa noi, dar astăzi e ziua somnului, după cum am menționat și mai devreme la începutul emisiunii. Din păcate nu avem voie astăzi să dormim, pentru că e zi de vineri, e zi de lucru. Umblăm toți somnoroși, în schimb. Somnoros e și Liviu pe undeva. Da, Liviu, se poate eu cât o să vorbească el, eu să mă duc să trag un pui de somn? Da? Nu. Nu? Hai, tu rămâi, te rog frumos și fă prezentare. Nu reușești, nu reușești. Liviu, somnoros Liviu, nu știu pe unde e Liviu, bună dimineața. Unde te afli? Bună dimineața, stimați telespectatori, Alexandru Camelia, am o cămașă albă pe mine și o pereche de pantaloni albaștri, am nevoie de investigații asupra celui mai plăcut proces fiziologic al organismului. Astăzi trebuie să vorbim despre somn, doamnelor și domnilor. Misiunea emisiunii noastre este să vă trezim în fiecare dimineață, dar acum vă vom veghea chiar și somnul. M-am ales drept voluntar să investighez somnul meu în această dimineață, în timp record ce-i drept, dar atâta timp cât ni s-a acordat pentru emisie, atât îl vom folosi cu mare utilitate. Suntem la o clinică care se ocupă de investigații asupra somnului, problemele legate de somnul defectuos, iar alături de mine este somnologul Irina Boico. Bună dimineața! Bună dimineața! Dobrigen! Mersi că ați acceptat să recurgem la acest material, să realizăm probleme cu somnul. Ce afecțiuni ale somnului sunt cel mai des, cu ce afecțiuni se adresează la dumneavoastră pacienții cel mai des ale somnului? Самое часто встречаемые и обращаемые к нам пациенты по поводу бессонницы и нарушения дыхания во сне. Нарушение дыхания во сне первым симптомом является храп. То есть 30% населения храпит, а у 30% храпящих встречается нарушение дыхания во сне. Am înțeles. Eu, ca obiect de investigație pe mine, astăzi aș vrea să fie chiar sfărăitul. Sau cum spun la noi, horăitul. O problemă care, de regulă, se spune că e la persoanele mai în vârstă apare. На самом деле, с возрастом все больше и больше молодеет это заболевание, этот симптом, и встречается уже и у 30-летних, и у 20-летних. Prin ce se explică când tinerește această... Скорее всего, с тем, что с возрастом, с нашим образом жизни, люди все чаще и чаще полнеют уже в более молодом возрасте. Храп и нарушение дыхания во сне очень сильно связано с нашей массой тела. И повышенная масса тела часто приводит к храпу. Și ce spune despre un om care sforă, de exemplu, când are probleme cu soția? Всегда нужно, с точки зрения медицины, рассматривать храп не как беспокоящий супругу и окружающих звук, а именно как предшественник этого плохого заболевания, синдром обструктивного апноэ сна, если говорить более простым языком, остановки дыхания во сне. Потому что храп просто беспокоит нашу супругу, и хотя в Италии большинство, какая-то значительная часть разводов может быть по причине именно храпящих мужа, то на самом деле синдром обструктивного сна очень медленно, но очень плохо действует на здоровье человека и забирает у него минимум 10 лет его качественной жизни. Noi petrecem în somn, se spune că o pătrimi din viață.
Да. Опрірі респірації. Утриїмі. Утриїмі, пардон, утриїмі, да. Опрірі респірації і сон. У нього прийняття один респірації моменту начину? Да, остановка дихання відбувається від 10 секунд і навіть до полутора минут. Тобто, зустрічаються люди, які з 7-часового сна 4 часа ночі не дишать. Угу. Це має в виду, що верхні дихальні пути перекриваються більше, ніж на 90%, і дихальний поток становиться неефективним. Угу. І більше 10 секунд задержка завжди приводить к падению кислорода в крови. То есть такой человек за ночь испытывает хроническую гипоксию. Угу. Интересно, честно. Я останься к инвестигации, требует подрекуть эксклюзив тим де ноапте. Да. Не повте де сон, да, но я кумай дигнеца. Ши акаса ла домичилю. Она может быть проведена и в клинике, и дома. Но дома более комфортные условия человеку позволяют заснуть более естественным, глубоким сном. Поэтому, наверное, домашние условия способствуют более тщательному исследованию. Ну и на клинике, думаю, вас. Потом мы сделаем тестарий модель. Конечно, естественно. Давайте пойдем в нашу комнату. Frumos. Vitalii, vă fi un lucru foarte interesant acum să aflăm pentru toți cei care se confruntă cu această afecțiune ale somnului, că este sforgitul. Unii spun că din cauza la moto o să la leu. Eu aici am să dorm acum. Să ajuteți. Da. Mersi. Opa. E bine. Așa, aici avem un aparat așa mai... Это кардиореспираторный мониторинг. Он был создан исключительно специально для этого синдрома обструктивного апноэ сна. Справляется 100% эффективностью с диагностикой нарушения дыхания во сне. Выявляет как и обструктивные остановки дыхания во сне, так и центральные. Иногда у человека случается реже, где-то в 5% случаях, 10% случаев центральные остановки дыхания. Что такое центральное? Каждое наше дыхательное движение – это в результате импульса мозга на дыхательные мышцы, чтобы они сокращались. Ага. Иногда мозг в силу многих причин может не давать такие импульсы. И человек делает тоже остановку дыхания, но уже центрального типа. Ага. Этот аппарат справляется с классификацией. Там поднимите, целый... пожалуйста, майку. Клар. А еще форма. Окей. И то, и другое лечится, успешно лечится, но применяются разные технологии, поэтому необходимо знать, классифицировать. Eu vreau să vă întreb, ce se întâmplă dacă la noi femeile sunt foarte răbdătoare, să ne întoarcem la viața de cuplu, de exemplu, și că mai sfârâie bărbatul, dar rab. Даже считают, что богатырский храп – признак хорошего здоровья. Nu mai spuneți, așa. Но это заблуждение. Ce se întâmplă când ele ignoră pur și simplu aceste semnale? La ce se poate evolua, de exemplu? Эта болезнь не стоит на месте, а с каждым годом все более и более прогрессирует. Стать, я микрофон, это что? Этот микрофон записывает храп и... А, он регистрирует сфорейту. Бон? Угу. На регулу. Здесь у нас пояс с активными электродами, который будет измерять ваше положение тела. То есть мы будем знать еще не только... как вы спите, дышите, ну и еще в каком положении чаще всего происходят эти остановки дыхания. Да, сфорейтул есть у аффекционе, который ты апука два ратунчика не дорм без паты, совершенно пропад. В начальных стадиях способствует больше положение на спине, потому что здесь включается сила гравитации, физические законы. То есть как, просто под силой тяжести мягкие ткани, жировые отложения давят на верхние дыхательные пути. Но уже, сейчас закончим, но уже в последних стадиях на всех, во всех положениях тела человек храпит. Это носовая конюля. Мы ее надеваем в нос. Вы пальчиком себе ее подожмите. Обычно через 2-3 минуты человек уже забывает о ее присутствии. И ее... Я носите не свою консульту, а носите. Ага, ну целес. Угу. Interesantă treaba mea. Uite, pentru studiul... Ce sunet neplăcut. Așa. Păi cum arată? И последний у нас момент. Мы надеваем пульсоксиметр. Он измеряет нас кислород крови. Так, извините. Așa? Cu каблом așa. Да. И пульс крови. Аппарат находится рядом с вами на тумбочке. Ага. В случае, если вам необходимо ночью встать и пойти в туалет, вы его надеваете себе на шею, спокойно идете. Я его включаю, и начинается ваша запись. Понятно. Dacă trag acum un pui de somn, el o să poată să descurce. De exemplu, un somn de o oră jumătate, două ore, dacă eu sunt obosit tare, el o să poată face ceva.
Сол декет, врю, чинчу варенье будет, он сон комплект. Для того, чтобы было хорошее исследование, человеку нужно поспать около 5 часов. Чтобы... Супер, я не могу грабить никаких, экстраординарно. Чтобы заценить и увидеть абсолютно во всех положениях и во всех стадиях сна. Отлично. Ну и тот лам факут, тот ее спрыгать да. Сон. Окей, бон. Domnilor și domnilor, dar în ce special stimați bărbați trecuți de-a doua tinerețe și care se confruntă cu afecțiunea sfărăitului și de le deranjează pe soțioarele noastre, puteți să recurgeți la astfel de proceduri pentru că vedem după 5 ore ce se întâmplă. Iar acum, legătura în platou, lucrați, stimați colegi, lucrați, dar eu îmi strâng un polisom în scopuri de investigații medicală. Lumina o stingeți, eu mă descurc mai departe. Opa, așa. La revedere, la revedere. Oh, ce de bine. Ah. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Iar acum, atenție, concurs, sunt așteptatul concurs cu care v-am obișnuit atâta timp la cea de-a patra ediție, deja suntem. A patra ediție. Deja lumea ne întâlnește pe drum și ne spune când începeți concursul. Sau când va fi anunțat când câștigătorul. Fi anunțat păi iată, concursul a fost anunțat după cum ați văzut. Condiția în cazul în care nu ați fost atenți ieri, vă spunem și azi și vă vom spune în fiecare zi ce trebuie să faceți, doar să expediați un mesaj cu textul Vento la numărul de telefon. Îl știi? 06 0052 052. Ar trebui să fie primul număr în telefonul vostru de astăzi. Da, exact. Iar la finalul, la sfârșitul acestei luni, prin intermediul programului random.org, vom extrage câștigătorul. Deci, care va fi norocos? 2000 de lei, da? Benzină, da. Veți putea și alimenta automobilul, dar și beneficia de toate produsele fast food și nu doar din aceste benzinării. Cu reducere, benzinării. Da. Iar cardul va avea 2000 de lei în cont și toate reducerile în benzinăriile Vento. Deci știți ce trebuie să faceți, luați telefoanele în mână și repede, repede, asta stat câte? 5 litere? Vento. Da. Da. 5 litere. La 060-052-052. Rămâneți aproape. Ne bucurăm că e vineri, asta înseamnă că avem și noi 2 zile de odihnă. Tradiția spune în popor, în această zi nu avem voie, mai ales fetele nemăritate, să-și tai unghiile. Pentru că în anul ăsta, săptămâna asta, dacă le tai vineri unghia, sâmbătă și duminică, nu vor avea nicio șansă să întâlnească un potențial acolo, boyfriend. Serios? Da. La fel, fetelor, nu vă tăiați unghiile vinerea. Nu se mătră, nu se ceartă în familie, pentru că... Nu se ceartă niciodată. Da, da, în dar în ce special, vinerea. Păi, regulile sunt toată ziua create... certați-vă, dar vinerea nu. Regulile sunt create pentru ca să le încălcăm. Tot dacă astăzi e vineri, hai să încercăm să trecem frontiera și când încercăm să o facem, nu putem să nu dăm peste vreun video amuzant. Ne place. Da, mai, de pe rețelele de socializare, vedeți și acum o bicicletă, bicicletă pare a fi, care are câți oameni? 7 oameni duce. 7 oameni bicicletă. 7 oameni pe aveam bicicletă. Aveam și eu una de asta acasă când eram copil, mergeam o adaptat-o. Și la un moment dat la o vali, să știi că am ajuns cu rama în gât. Deci toți la vali și eu cu rama în gât la bicicletă. Îți dai seama, s-a dezmembrat. Era frână, dar pur și simplu eram prea grei. Vezi ce frână au ăștia? Și-au pus 7 perechi de picioare sau... Păi, frânează e o posibilitate bună, dar la drumurile noastre adică e mai ușor să pui... Asta se întâmplă în China, video pe care l-am văzut cu toții chiar acum. Nu e nimic de mirare. Nu e nimic de mirare, dar să vedem ce se întâmplă în restul lumii. Ia uite cum, China și restul lumii. Frumos am delimitat. Bravo! Eu credeam că toată lumea e China, dar... Okay. Da, dar mai e China și restul lumii, da? Să vedem prin lume adunate. De prin lume adunate. Orașul în care e interzis ca să mori.
Longyearbyen e capitala arhipelagului Svalbard, situată în nordul Norvegiei, aproape de Polul Nord. E cea mai nordică capitală de pe planetă, iar temperaturile aici sunt glaciale de-a dreptul, motiv pentru care autoritățile au interzis înmormântările din 1950. Și asta pentru că frigul polar împiedică descompunerea cadavrelor. Astfel, bolnavii în fază terminală sunt transferați la Oslo, care se află la 2000 de kilometri distanță. Totodată a fost interzisă și trecerea cu traiul în orașul friguros. Aici nu există nici spital, astfel că și femeile însărcinate sunt transferate din motiv că nou-născuții nu ar rezista condițiilor meteorologice de aici. Pregătirile pentru Eurovision 2018 de la Lisabona sunt întoi. Evenimentul va începe tradițional cu evoluția interpretului care a adus concursul în țara gazdă. Astfel, Salvador Sobral va cânta balada care i-a adus trofeul, asta după o pauză îndelungată survenită în urma transplantului de inimă. Acesta va mai interpreta și alte melodii noi din albumul pe care se pregătește să-l lanseze. După deschiderea finalei Eurovision va avea loc parada drapelelor, iar întreaga prezentare a show-urilor va avea loc pe acordurile muzicii tradiționale combinate cu soundul electronic. Existe cansado e sem nada pra dar. Tehnologia completează știința. O echipă de cercetători au creat o dronă de forma unui liliac și au infiltrat-o într-un grup de astfel de mamifere pentru a studia modul de viață al acestora. Au reușit să vadă cuiburile, dar și să depisteze câțiva braconieri. Dispozitivul e dotat și cu un microfon pentru a înregistra toate sunetele. Cercetările au avut loc într-o peșteră din New Mexico, unde se află în jur de 800.000 de lilieci. Autorii studiului au descoperit că zburătoarele vin cu puțin timp înainte de răsărit în peșteră și se deplasează cu o viteză de până la 100 de kilometri la oră. Să vezi și să crezi! Bună dimineața! Ne bucurăm că sunteți aproape de noi. Avem subiecte interesante și de această dată Galina vine cu o sugestie bună pentru cei de acasă. Dacă aveți, exact, dacă aveți haine vechi care nu vă mai plac sau care nu vi se mai potrivesc, după mărime există o soluție. Nu le aruncați. Fie le dăruiți, fie le modificați. Și asta pentru că sunt mii și mii de soluții. Poate nu chiar mii, dar sute de a modifica o haină ca mai apoi să o purtați din nou. Și vă puteți și renoi astfel, garderoba. Să urmărim reportajul. Cu siguranță fiecare dintre noi avem în garderobă haine și încălțăminte pe care nu le mai purtăm și chiar ne-am gândit să le aruncăm. Dar ce-ar fi dacă o să le dați o nouă viață, să fie stilate, la modă și să le purtați în continuare? Dacă nu știți cum, noi vă venim în ajutor. Spun noi pentru că alături de mine este Diana Voivuschi, de fapt cea care va veni cu sfaturi pentru că eu în ale designerului nu prea. Salutare! Salut! Știu că pentru tine nu este pentru prima dată când trebuie să faci transformări, asta a fost chiar prima ta ocupație de bază care a început să-mi aducă, da, primul meu job. De fapt, eu de mic copil meșteram tot felul de chestii, tăiam, niciodată nu eram mulțumită de ceea ce mi se cumpăra, nu se prea cumpărau multe lucruri atunci, că era mare sărăcie, de asta eu începusem să mai meșteresc cu mâinile mele câte ceva și îmi reușea. Astăzi vom face pereche de pantaloni cu o dungă laterală, care sunt foarte la modă, sunt foarte simplu de făcut, de confecționat din oricare pantaloni care îi avem în garderobă, dar care vor schimba total look-ul și vor da așa un pic de aer rebel. Pentru transformarea pantalonilor noștri, ce avem nevoie? Deci, pantalonii pe care am dezbrăcat despre frumoasa noastră fată și o să-i transformăm și îi îmbrăcăm apoi. Eu am ales panglică din reps, care nu are luciu, este așa mai specifică și va arăta foarte stilat la sine pantaloni. O brichetă pentru ca să prelucrăm marginile panglicii, ac și ață, sigur, și ace de siguranță ca să fixăm toată construcția noastră, să optem să o coasă. Desigur și niște farfece. Să înțeleg că poate să nu-i neapărat să avem o mașină de cusut? Da, voi încerca în toate, de fiecare dată să arăt ce e posibil să faci cu mâinile tale fără să apelezi la ajutorul unei mașini de cusut. Întâi de toate vom măsura lungimea panglicei de care avem nevoie pentru pantaloni. Pentru a nu da greș, putem să o fixăm cu ace de siguranță. Ca să nu se desfacă mărgenuța, noi e ireal să cerem de la telespectatorii noștri să se apuce de cusut serios o pereche de pantaloni. De asta nu o să o băgăm sub cordon, dar doar o să o ascundem foarte, foarte frumos panglica în cusătură. O fixăm exact în așa fel încât linia asta, linia laterală a pantalonului să merească la mijlocul panglicii noastre și o fixăm cu ace de siguranță.
am ajuns la final, ne-a rămas un surplus de panglică. Tăiem și lăsăm vreo 2 cm. Facem aceeași procedură și surplusul îl dăm în interior. Aici va fi cusut cu punct ascuns. Deci, cum coasem? Nodul îl ascundem în interior și începem să coasem foarte atent cu punctuleț ascuns. Cam așa va arăta când va fi în final. Adică cusătura nu este vizibilă, totul este net, ci totul e curat. Pantalonii noștri sunt deja gata. Avem și model care ne ajută să vedem cât de bine arată. Liniile verticale întotdeauna scot câțiva centimetri și dau câțiva centimetri înălțimea. Adică dacă vizual ar fi să privim acest gen de pantaloni, noi am părea neapărat mai înalte și mai slabe. Așa că este un truc de care trebuie să ținem neapărat cont pentru femei, noi femeile cele care vrem să arătăm mai bine. Așa. Noi o să revenim și cu alte sugestii pentru dumneavoastră, de aceea urmăriți-ne în continuare. Neapărat. În luna martie, mai mult ca niciodată, sfățăm femeile, fie că vorbim despre mame, soții, iubite sau fiice chiar. Și Elena Javelea răsfață femeile, mai degrabă mamele, în această lună. Bună dimineața și bine ai revenit la noi! Bună dimineața și vă mulțumesc mult de invitație! Se spune că primăvara este anotimpul schimbărilor, dar pentru tine eu cred că este cel al inspirației. Și asta pentru că în luna martie, anul trecut, lansai o gamă de bijuterii, exact. Dar în acest an, uite că lansezi o melodie pentru o mamă. Vezi, mamă. Eu nu am fost atentă și nu mi-am dat seama că la un am fost atentă eu. La un asemenea interval au fost două lansări importante în viața mea, pentru că această melodie cumva cred că mă reprezintă la momentul actual maxim și cel mai mult descrie starea mea de spirit. Dacă să luăm comparativ cu celelalte melodii ce le-am cântat până acum și le voi cânta și în continuare. Paradoxul este că atât bijuteriile cât și melodia de astăzi ce o voi interpreta sunt pentru femei și dedicată lor, de fapt. Și indiferent, nu doar mamelor, eu am scris-o cu gândul la mămica mea, dar ea poate fi dedicată și unui copil ce se regăsește atunci când aude versurile și se gândește la mama sa. Poate fi dedicată unei femei însărcinate, poate fi dedicată unei bunicuțe care retrăiește toate amintirile vieții. Chiar asta urmă să te întreb, ai dedicat-o doar mamei tale sau tuturor mamelor, femeilor? Eu am dedicat-o mamei mele. Însă restul deja o dedică celor ce simt ei mai bine și fiecare dintre noi avem anumite amintiri, avem anumite trăiri. Nu pot ști cu exactitate la ce se gândesc toate persoanele când aud această melodie, dar totuși cred că se gândesc la mamele lor, la bunicuțele lor, la persoanele ce le-au marcat cumva viața. Am zis anterior că ești inspirată în luna martie să fie de vină primăvara sau care anume motivul? Probabil că da. Chiar e cumva așa anotimpul tău preferat? Nu este primăvara, este vara. Eu sunt născută în luna iulie, respectiv acolo mă simt mai bine. Dar chiar acum când veneam spre voi, admiram cum renaște natura, cât de frumos au loc toate schimbările astea. Și chiar ploaia de afară îți dă așa o stare de un aer curat, un aer revigorant. Și încă o dată am simțit cum ne schimbăm și noi odată cu venirea unui nou anotimp în viața noastră. Dacă tot vorbim de melodia despre mamă, spune-mi care este relația dintre tine și mama ta? Sunteți mamă și fiică sau prietene? În primul rând suntem mamă și fiică pentru că există acel respect cum ar trebui să fie față de o mamă, dar suntem și suflete pereche. Nu pot spune că prietene, dar ea mă simte foarte mult și știu că și mă iubește foarte mult, eu la rândul meu la fel. Și după cum am mai spus undeva, eu sunt norocoasă să am nu doar pe mama mea în calitate de mamă, dar sunt norocoasă că Dumnezeu mi-a ales anume acești părinți. Sunt crescută într-o familie foarte armonioasă, foarte plină de dragoste și cumva tot ce sunt eu le datorez lor. Până la urmă, ești fata mamei? Probabil că după caracter aș fi fata mamei, dar după tot ce înseamnă fizic, înfățișare, duc mai mult spre tata. El este cel cu ochii albaștri, el este cel cu pielea puțin mai bălaie, așa, dar
mama este mai negruță, uh-huh, și surioara mea este copia mamei, dacă, uh-huh, să luăm așa fizic, iar eu a tatălui. Dar ochii de la cine ai moștenit? Pentru că ai niște ochi foarte frumoși, foarte multă lume îți spune. Reciproca, apropo, e la fel și la tine. Mulțumesc! De la ambii. Ei cumva am încercat să iau câte puțin de la ambii, dar culoarea îi aparține tatălui oricum, uh-huh, adică el are culoarea mai deschisă. Uh-huh. Ai mamei sunt negri-negri, așa ca cireșile. Uh-huh. Până la urmă tot fata tatei ești, dar cine era mai indulgent cu tine în copilărie? Oricum mama, oricum ea permite mai multe, dar eu mă bucur că e așa. La noi în familie totul se înțelege din privire și acel respect față de tată mi-a permis să îmi dezvolt în mine anumite valori, un anumit respect față de un bărbat, o anumită atitudine corectă, să zic așa, și mai indulgentă e mama, mai sever puțin e tata, dar tot e și el e cel care ține mult la educația noastră și poate când era mai mică nu înțelegeam acest lucru, dar acum ajung să-i mulțumesc și să înțeleg că ai mei copii când vor veni sau când va fi să fie, îi voi educa în același spirit. Vezi, sunt un exemplu pentru tine. Da, melodia de astăzi pe care o vom asculta în curând e și un motiv în plus ca să te întreb, ca să mai vorbim, să aflăm care este următorul proiect la care lucrezi sau în care activități mai ești implicată. Următoarea melodie la care lucrez este o melodie inspirată din folclor. Da, este o melodie ce toată lumea o cunoaște, ce toată lumea o fredonează și anume acest motiv m-a împins să o adaptez după mine. Este o melodie ce nu o cânt doar eu, dar este o melodie ce pe mine mult mă inspiră. Și mereu am spus, dacă ar fi să aleg o melodie din folclor, uite, ea ar fi. Nu vreau să deschid paranteze, dar neapărat ne vom vedea în cât de curând, pentru că următoarea lansare va fi după Paști, respectiv în luna aprilie, la mijloc de aprilie, și voi lucra cu aceeași echipă cu care am lucrat la melodia Mama, și este vorba despre Sandu Gorgos, care deja a făcut tot ce înseamnă de orchestrație pentru melodia viitoare, dar și Sergiu Teacă, care s-a ocupat de tot ce înseamnă lucru în studio, și pot spune că noi suntem norocoși artiștii care au rămas în Moldova și sunt în Moldova, că avem oameni care lucrează în domeniul muzicii și care nu pleacă. Din păcate, spre marele regret, majoritatea pleacă acum, dar cei care au rămas trebuie să-i ținem acasă și să-i ținem aici bine, să fie alături de noi. Ai și o echipă bine pusă la punct. Noi îți urăm mult succes, te așteptăm cu noua melodie, neapărat, din câte înțeleg, e ceva nou și pentru tine. Da. Și până atunci să ascultăm melodia Mama. Mama sau Mamă? Cum te adresezi? Mi-ai pus niște semne de întrebare. Fiecare cum o simte, așa trebuie să-și spună în gând acest nume. Așa să fie. Mama de Elena Javelea în această dimineață la noi în studio. Stați aproape de noi. Cine o viață te așteaptă?
s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat. Tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut, decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grijă-ți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, cine-o viață te așteaptă. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Se spune că cele mai multe accidente în sala de sport se întâmplă din cauza aparatelor care mai trebuiesc înnoite, iar pe locul 2 să știți că e din cauza fetelor frumoase care trec așa prin fața noastră. Și ăsta, în loc să fie atent acolo la ce face, hop, își scapă ceva peste picior. Da, ai văzut videoul ăsta care tot trecea o domnișoară frumoasă și el așa alerga pe bandă și se uite și la un moment dat banda îl aruncă jos, da, cade pe burtă și ăsta se întoarce domnișoara și el acolo face flutări. Da, țin minte, era viral într-o, era într-o perioadă așa tip de video. Și astăzi vom face sport, dacă tot vorbeai de fete, cât de periculoase sunt, prezentăm și noi o domnișoară periculoasă. Periculoasă, dacă periculoasă în sensul bun. Ar putea să vă fie chiar și antrenoare, e într-un centru sportiv din Chișinău și dacă vreți, v-ați pus în plan să slăbiți, ea vă poate ajuta, nu doar cu privirea, dar și cu mișcarea, da? Cu toate vă ajută. Cu toate. Iar Daniel a fost și el, a mers la sport. A slăbit 2 kg timp de 10 minute sau 20 de minute cât a filmat subiectul ăsta. Minciuni. Să vedem cât a slăbit. Nu vede limite când e vorba de sport, chiar dacă combină mai multe genuri. Tatiana și-a creat un stil de viață propriu și o trăiește cum știe ea mai bine. Я увлекаюсь кроссфитом, мне это нравится, мне это близко, потому что там можно вставлять какие-то элементы из гимнастики, то есть что-то более тяжелые элементы и так далее, то есть это интересно. Practică gimnastică artistică de la vârsta de 4 ani, iar prin muncă și caracter a reușit să devină multiplă campioană a Moldovei și posesoarea titlului de maestru în sport. Спортивная гимнастика вообще очень хороший вид спорта. Оно позволяет развиваться в разных направлениях, и после этого, то есть пару лет можно потренироваться, и тебя с руками и ногами берут в разные виды спорта. E bine știut, e nevoie de cheia succesului ca să ajungi la ceea ce ți-ai propus. Самое тяжелое в спорте, я думаю, это борьба с ленью. Это у всех, наверное, проблема. Самое тяжелое – заставить себя встать в нужный момент, пойти на тренировку, потренироваться. Pe lângă sportul care îl practică, Tatiana are și alte ocupații interesante. Я люблю танцевать также. Я люблю заниматься хендмейдом. Я очень много дома подделок разных делаю, там подарков, сюрпризов. То есть вот такого рода. Я очень творческая личность.
fata are un mesaj pentru toate domnișoarele care cred în diferite stereotipuri despre practicarea sportului. Sport делает наоборот красивее, стройнее, подтягивает тело, наоборот, держит в тонусе. Поэтому девочки, которые не занимаются профессионально, вообще им нечего переживать. То есть никаких мышц, сильных там мускулов, как у мужчин, никогда не будет. И тем более, если они не употребляют всякие добавки там и так далее, то есть ничего такого не произойдет. Наоборот, будет все красиво и очень эстетично. E o zi plină cu evenimente, mi-am și notat aici pe foaie, prieteni, cei care încă nu și-au găsit o activitate ar putea să meargă la campionatul național de off-road din Republica Moldova, este etapa întâi. Camelia la fel participă, ca am văzut și săptămâna asta a și realizat un subiect acolo. Eu voi fi acolo. O să fii? Exact, de asta... la Măgdăcești are loc acest campionat, toți cei îndrăgostiți de sport, de motoare, de mașini din asta. Tu o să dai startul, da? O să fii fata aia îmbrăcată sexy. Care start etapa întâi. Nu voi da startul, dar voi fi și acolo pentru că am o invitație specială, cum altfel. Cum putea, da. La fel, campionatul național de arm wrestling, o să fie pe mai multe clase și categorii, până și cea feminină. Eu mă gândeam să particip, dar sunt prea slabi sportivii noștri la arm wrestling și nu vreau să mă implic. Știi? Ce să merg eu, ce să fac acolo? Câtă modestie se vede acum pe toate ecranele din țară. Da. Tot astăzi este marcată ziua somnului, așa că cei somnoroși... Nani, puiu, mami, știu un cântic. Știu, evident că știu. Tai că mi-am cântat când eram mic și la maică mea, un elefant se legăna pe o pânză de băiat. Și cu toate că a fost... Da, adormea, și eu adormeam la fel așa. Și cu toate că este marcată ziua... Somnului? Uite că nu a fost declarată zi liberă pentru somn. Asta așa ar fi trebuit să fie ziua somnului, toți dorm acasă și au liber și nu merg la serviciu. Hai să mai spunem ce evenimente. Spectacolul O scrisoare pierdută la Satiricus și spectacolul Testamentul I la Luceafărul. Da. Și alte evenimente mai sunt. Astea sunt evenimentele la care voi puteți să mergem, dar acum e timpul să cunoaștem evenimentele care s-au petrecut până în ziua de astăzi. Din istorie. Din istorie, evident, în calendarul zilei. Se făcea la 16 martie cu mai mulți ani în urmă. În 1839 s-a născut poetul francez Sully Prudhomme, primul câștigător al Premiului Nobel pentru literatură. Tot pe 16 martie 1926, fizicianul american Robert Hoddard Hutkins a lansat prima rachetă cu combustibil lichid. 1939, al doilea război mondial, trupele germane au preluat puterea în Cehoslovacia. Tot pe 16 martie 1957 trece în ființă Constantin Brâncuș, sculptor român. 1965 a avut loc premiera filmului Pădurea Spânzuraților în regia lui Liviu Ciulei, film distins cu premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. Tot în această zi, în 1975, e născută actrița americană Eva Longoria. Tot pe 16 martie, în anul 2012, Parlamentul Republicii Moldova îl alege pe Nicolae Timofti ca șef al statului. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Un motiv de mândrie pentru țara noastră, moldoveanul, celebrul moldovean, deja pot să-i spun... Ion Lazarenko? Ion Lazarenko, da, vezi, te-ai prins... Dacă mai toți ochelarii, în general, mai inteligent. Da, ar putea, va fi desemnat la Premiul Nobel pentru Pace. La cât a realizat acest domn, eu personal l-am cunoscut cu 4 ani în urmă, am făcut și un interviu, am realizat un interviu cu el, un om extraordinar, pe lângă faptul că face sport, să știți că se implică foarte mult în activitățile din Moldova, face și foarte mult, face foarte acte multe de caritate. Acte de caritate, mi-aduc aminte, pentru localitatea, multe familii, da. Familii a ajutat, deci un om care merită tot respectul, îi transmitem salutări în cazul care ne privește. Iar dacă acolo, va fi premiat la Premiul Nobel pentru Pace, o să vedem neapărat și la știri, până un alta avem pe ale noastre. Știri de astea, de ale noastre, mai cu politică, mai cu așa. Mai cu de toate, pentru că asta se întâmplă în țara noastră. Să vedem ce avem astăzi.
întâmplare nefericită pentru o femeie de 65 de ani din capitală. Aceasta s-a pornit să ducă gunoiul, dar s-a pomenit într-o fântână de canalizare. Cazul a avut loc recent pe strada Ialoveni. Femeia a pășit pe o gură de canalizare deschisă și a căzut în groapa adâncă de peste 3 metri, nereușind să mai iasă. În ajutorul ei au fost chemați salvatorii care au scos-o la suprafață. În urma incidentului, femeia s-a ales cu fracturi la ambele picioare. Nu întotdeauna prețul corespunde calității serviciului. Mai multe nereguli au fost depistate de către inspectorii de patrulare la conducătorii transportului de călători în regim taxi din capitală. Astfel au fost identificate peste 200 de contravenții, printre cele grave fiind bunăoară, exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice interzise prin prevederile regulilor de circulație rutieră, exploatarea vehiculelor cu defecțiuni tehnice sau reutilate fără autorizare, sau cazuri de conducere a vehiculelor care nu au fost supuse reviziei tehnice. Întreprinderilor ce gestionează aceste servicii de taxi le-au fost expediate prescripții. O nouă echipă de experți din partea Fondului Monetar Internațional se află în țara noastră. Delegația FMI este condusă de către Ben Kelmanson. Pe parcursul vizitei de lucru, misiunea va purta discuții cu autoritățile în contextul evaluării a treia a programului susținut de FMI prin cele două mecanisme de finanțare, și anume mecanismul extins de creditare și mecanismul de finanțare extinsă. Totodată, experții vor analiza evoluțiile recente din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților. Va actualiza prognoza macroeconomică și va discuta cu autoritățile despre politicile macroeconomice pe viitor. Delegația își va încheia vizita pe data de 27 martie. Mașini și echipamente agricole, tehnologii și echipamente pentru irigații, sere, îngrășăminte și produse de protecție a plantelor. Toate acestea pot fi găsite la expoziția internațională specializată Moldagrotech din capitală. La acest eveniment participă companii din țara noastră, dar și din Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, România, Cehia și Ucraina. În total, peste 130 de companii își prezintă ofertele, iar printre noutățile expoziției se numără, de exemplu, drona pentru agricultură, vopsele industriale, furaje inofensive. Expoziția va fi deschisă până pe data de 17 martie. Agenția pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței intenționează să regularizeze domeniul comercializării autoturismelor noi și rulate într-o crearea unui mediu economic prielnic pentru mediul de afaceri și benefic pentru consumatorii finali. În cadrul unei mese rotunde cu participarea reprezentanților importatorilor de autoturisme noi în țara noastră, directorul agenției, Iurie Ieremia, a menționat că o atenție deosebită trebuie să fie acordată drepturilor și obligațiilor importatorilor, dar și celor ale consumatorilor. La fel, prevederile legislative trebuie să fie armonizate cu directivele europene. Salariul mediu în municipiul Chișinău în trimestrul 4 al anului trecut a fost de 7.311,4 lei, sau cu 28,3% mai mare decât media pe țară pentru aceeași perioadă. Totodată, în comparație cu trimestrul 4 al anului 2016, salariile în Chișinău au crescut cu 13,5%. Cele mai mari lefuri în capitală în perioada octombrie-decembrie 2017 au fost primite de către angajații din sfera administrației publice și din domeniul apărare, asigurări sociale obligatorii, sectorul industrial și sistemul de învățământ. De cealaltă parte, salariile cele mai scăzute din municipiu s-au atestat în silvicultură, piscicultură și agricultură. Potrivit datelor statistice, la 1 ianuarie 2018, în municipiul Chișinău s-au înregistrat peste 4.000 de șomeri. 6 ani și jumătate de detenție, amendă de 550 de unități convenționale sau 27.000 de lei. Asta cer procurorii în cazul fostului deputat PLDM Kiril Lucinski. Se propune totodată ca acesta să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis. Lucinski a fost reținut în primăvara anului trecut, fiind acuzat de spălare de bani și fals în declarație de avere. Fostul parlamentar pledează nevinovat. Astăzi, în partea de nord a țării, se vor înregistra ziua 11 grade, cerul va fi parțial noros. Noaptea se vor atesta 7 grade. În zona de sud a Republicii, mercurul în termometre va indica ziua 14 grade, vremea va fi posomorâtă. Noaptea vor fi 9 grade. În zona de centru a țării, dar și în capitală, se vor atesta în timpul zilei 12 grade. Cerul va fi parțial noros. Noaptea vor fi temperaturi de 9 grade.
Pentru următoarele zile se anunță vreme rece și posomorâtă, fără precipitații. Astfel, pe data de 17 martie, ziua se vor înregistra 15 grade, iar noaptea mercurul în termometre va indica 5 grade. Pe data de 18 martie, ziua se vor atesta minus 4 grade. Va fi înnorat, noaptea vor fi temperaturi de minus 5 grade. Pe 19 martie, ziua vor fi minus 2 grade, vremea va fi posomorâtă, noaptea se vor înregistra minus 6 grade. Avem sfaturi pentru toți cei de acasă, pentru mame, pentru copii, pentru bărbați, pentru șoferi, dar și șoferițe. Iată, de exemplu, v-ați gândit ce ar trebui să faceți în cazul în care pierdeți sau vi se fură un certificat sau certificatul de înmatriculare al mașinii? Păi iată, oamenii legii știu mai bine și ne pun la curent cu toate regulile. Aflați din reportaj ce trebuie să faceți, după care discutăm mai mult la acest subiect cu un invitat special. Li se poate întâmpla și celor mai responsabili șoferi să piardă sau să li se fure certificatul de înmatriculare al mașinii. E important să știți pe cine apelați și cum procedați în așa caz. În primul și în primul rând, ca să restabiliți un certificat de înmatriculare pe care l-ați pierdut, fie v-a fost furat, urmează să vă adresați la Serviciul de Tehnologie Informaționale AMI, strada Iacob Câncur 3A, ca să vă se elibereze certificatul care dovedește faptul, precum certificat de matriculare nu a fost ridicat de poliție sau de alte organe abilitate. Acest fapt demonstrează că, într-adevăr, l-ați pierdut sau l-ați deteriorat sau cineva vi l-a furat. Eliberarea dublicatului certificatului de înmatriculare a vehiculului în schimbul celui pierdut presupune identificarea mijlocului de transport, a proprietarului acestuia, verificarea informației cu privire la restricțiile înregistrate sau a persoanei împuternicite. Dacă autovehicul este proprietatea unei persoane care nu a atins vârsta de 15 ani, respectiv aceste acte pot fi solicitate fie de tutore, fie de o altă persoană care este împuternicită prin procură să solicite acestea. Dar asta nici acum nu înseamnă că datele proprietarului unității de transport să fie schimbate. Dar proprietarul unității de transport rămâne același. Pentru eliberarea dublicatului aveți nevoie de dovada achitării taxei pentru folosirea drumurilor, controlul tehnic și buletinul de identitate. Iar tariful? Variază în dependență la ce termen doriți să faceți, fie de la 3 ore, 24 de ore, o săptămână, o lună și variază de la 400 până la 2400 de lei. Se pare că plasarea pe rețelele de socializare a fotografiilor actelor găsite nu mai este o faptă bună. Și asta pentru că, potrivit legislației, ați putea fi tras la răspundere. Uitați-vă în ce constă toată problema când documentele noastre, fie certificat matriculare, fie buletin de identitate, sunt prezente date cu caracter personal. Respectiv, aceste date nu pot fi divulgate, dar de persoana posesoară la aceste date. În cazul când cineva depistează alte acte, că ce nu îi aparțin, respectiv nu are acord tacit acele persoane și respectiv pune publicului larg aceste date cu caracter personal, care într-adevăr este atrage după sine, este o abatere. Fiți prudenți ca să nu aveți nevoie de sfaturile noastre. Bună dimineața, ne bucurăm că sunteți cu ochii pe noi în fiecare zi de la 7 la 9. Nu există moldovean care să nu vrea mașină, însă coșmarul lui este atunci când este oprit de nenea polițist. Astăzi, pentru cei de acasă, venim cu câteva sfaturi, ce obligațiuni și ce drepturi avem atunci când suntem trași pe dreapta. Iar pentru aceasta l-am alături pe domnul Dumitru Gogu, specialist INP. Bună dimineața, domnul! Bună dimineața! Bucuros că ați venit la noi! De ce nu? Da. Pentru binele celor de acasă și pentru toți șoferii, sunteți așteptat de fiecare dată. Domnule Gogu, hai să luăm așa, de la început. Ce trebuie să prezinte sau ce este obligat să facă un șofer atunci când este tras pe dreapta de către un polițist? Da, mulțumesc. Deci când este pe conducătorul auto este tras pe dreapta de către un polițist al Inspectoratului Național de Patrulare. Deci în primul rând ce trebuie să facă? Trebuie să oprească pe dreapta, să intre așa mod ca să nu creeze incomodități. Da, să nu deranjeze la trafic, da. Ce trebuie să prezinte? În primul rând permisul să rămână în vehicul. Asta e. În salonul mașinii. Repede să iasă. Da. Nu, asta e moldovan. Să rămână în vehicul, cum am spus, în salon sau cabina vehiculului, să ține brațele pe volan și să aștepte apropierea inepistului, polițistul de patrulare. Ulterior, după ce inepistul se prezintă, motivează motivul de ce au stopării,
solicită de la conducătorul auto ce trebuie să prezinte, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și după caz, deci foaie de parcurs. Căci doar sunt unele modificări în regulamentul circulației rutiere, s-au venit în mai 2017, că conducătorul auto nu este obligat să prezinte asigurarea. Însă, iarăși, conform legii 414, la asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, controlul asupra verificării deținerii de către proprietari a poliției de asigurare este în sarcina Inspectoratului Național de Patrulare. Adică, la solicitarea polițistului, conducătorul auto este obligat. Asta e. Am înțeles. Totuși, ce drepturi are un șofer atunci când este și nu este de acord cu faptul că a fost oprit, iată, de un polițist? Are dreptul să protesteze de acțiunile agentului de circulație, de exemplu, să-i fie prezentat ceva la control sau proba video, ce drept are sau drepturile astea pe mai mult? Am înțeles. Deci, și obligațiunile. Și obligațiunile, da. Odată ce este oprit conducătorul auto, este în drept să solicite de la conducătorul, de la polițist, de la poliția patrulare, cine încă o dată să-i se prezinte, nu este greu să se prezinte polițistului, deci să prezinte și legitimația de serviciu. Polițistul asta. Da, polițistul, da, legitimația de serviciu, să fie informat norma care a încălcat, norma contravențională sau penală, ce acțiuni vor fi întreprinse împotriva contravenientului, va fi întocmit proces verbal sau la avertizare. Totodată, ulterior, după ce se întocmește procesul verbal, conducătorul auto îi se aduce la cunoștință toate drepturile și obligațiunile conform codului contravențional. Da, noi vedem foarte multe ori, iată și pe rețelele de socializare, tot mai mulți șoferi filmează atunci când este oprit de către un agent de patrulare. E o problemă acest lucru? E în dreptul șoferului? Nu e o problemă să fie filmat, principalul să nulizeze drepturile celorlalți, adică odată ce este întocmit procesul contravențional, acel care filmează nu are dreptul să filmeze acel proces contravențional, că fiindcă sunt date caracter personal consemnate în proces verbal. Odată ce solicită legitimația, iarăși nu are dreptul să filmeze legitimația, dar în rest nu e o problemă. Lasă filmeze fiindcă suntem în spațiu public. Care e problema? Ce legat de dreptul, de exemplu, dacă avem și o probă video. Nu știu dacă de cele sau toate mașinile, echipajele de poliție sunt au un echipament și această probă video care să fie demonstrată, da. Nu? Deci vreau să vă aduc la cunoștință că toate vehiculele ale Inspectoratului Național de Patrulare sunt dotate cu GPS. Toate sunt dotate, okay, inclusiv toate. Deci, și o dată în zi, sunt serviciu abilitat în cadrul Inspectoratului Național Patrulare care verifică dacă acest echipaj s-a bătut de la rute regulamentar, patrulează și pentru orice abatere se autosizează, se efectuează ancheta de serviciu, unde polițiștii în cauză pot fi sancționat disciplinar. Totodată nu uităm că în fiecare vehicul este dotat cu camere video, care filmează și în față, în spate și în salonul vehiculului. Asta e un plus pentru toți. Ce am putut să spun? Atunci când faceți razi, iată, prin oraș și se fac anumite, nu știu, inspecții, dacă aș putea. Da, să da. Se fac anumite inspecții. Cum opriți, sau cum este, după care caracteristici opriți o oarecare mașină, de exemplu, în afară de viteză? În afară de viteză? Da, deci sunt declanșate și diferite operațiuni. Care totodată vehiculul oprit în trafic îi se explică motivul stopării. Totodată, după comportamentul conducătorului auto, mers neadecvat. Da, mers neadecvat, sunt diferite. Adică într-o zi hai să ieșim în trafic cu colegii noștri de la patrulare și o să vedeți cum activează și veți observa și dumneavoastră că practic noi am redus factorul acesta de oprire nemotivată în ultimii ani. Și totodată, și dacă vedeți sondajul Inspectoratului Național de Patrulare, deci s-a ridicat încrederea cetățenilor în, chiar inclusiv în poliție, s-a ridicat foarte mult în ultimii ani. Câteodată, atunci când polițistul, de exemplu, am semnat sau ni se aduce la cunoștință o anumită încălcare, avem dreptul să semnăm? Avem dreptul, de fapt, să nu semnăm acel document?
Da, deci vreau să mai adaug și un lucru și trebuie să vă răspund la această întrebare. Deseori, spre exemplu, când este oprit în trafic conducătorul auto, șoferul solicită de la polițist să-i se prezinte certificatul de verificare meteorologică al dispozitivului pentru măsurarea vitezei. Certificatul, ca inspectorul are dreptul să utilizeze aparatul de chiar același drager care alcoolometru. Nu este în obligațiunea polițistului să prezinte aceste documente. Ulterior, conducătorul auto are dreptul să, cum ați spus dumneavoastră, să are dreptul să consemneze, are dreptul să nu semneze acest proces verbal. Da. Totodată, polițistul ia doi martori pentru a confirma acele că conducătorul auto nu dorește să semneze acest proces verbal. Ce riscă atunci un șofer când nu vrea să semneze un act care i s-a dus la cunoștință că a încălcat anume ceva? Riscă ceva? Nu riscă nimic. Ulterior, el are dreptul să contesteze. Dacă nu semnează, ești normal că el va contesta acest proces verbal. Are dreptul 15 zile. Nu riscă nimic, ulterior contestă. Și acum, la final, care sunt cele mai des încălcări făcute de șoferii din țară? Cele mai des încălcări, deci, sunt centura de siguranță, viteza. Des foarte încalcă. Practic, dai să numim pe primul plan, este viteza, ulterior centura, stare de ebrietate, da, factorul care duce la accidente, ridicarea accidentelor rutiere. Asta e. Atunci când este oprit pentru centură și se spune, uite că erai cu centura necuplată, da? Și spune, nu că eu eram, adică cum demonstrați? Cu vederea nu puteți să spuneți, da, cu vederea vizual, nu știu dacă e o probă vizuală. Atunci când ofițerul de patrulare nu are probe pentru a dovedi acest fapt, rămânem cu somație și cu verbală. Obrazul fiecăruia, da? Asta e situația. Însă, deci, ca să evităm situațiile de conflict, ne limităm cu somația verbală asupra conducătorului auto. Până la urmă trebuie să fim foarte atenți la drum, pentru că de asta foarte mult influențează și viața noastră, și a pietonilor, și a șoferilor. Eu vă mulțumesc mult, domnul Gogo, să mai veniți la noi pentru informații. Numai decât. O să accept invitația dumneavoastră. Da. Sănătate! Voi, cei de acasă, rămâneți aproape cu noi, pentru că avem și alte subiecte interesante. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Și dacă tot e primăvara, anotimpul reînvierii, e și anotimpul schimbărilor sau a reparației. Moldoveanul, cât trăiește, face doar reparații, știi? Eu credeam că vara face, că e în loc să se odihnească, să meargă la mare, ei iau colopata și hai să facem gardă. Păi, încep din primăvara, care care primăvara, care vara, care toamna, dar cu siguranță se vor găsi mulți dintre voi, dintre noi, care se vor apuca de reconstruit, de stricat, de... Inclusiv și ca mine, am întrebat-o, ce faci vara asta? Merg la leușier, vreau să fac gard, să dau casa cu ceva acolo, nu? Casa-i dată cu ceva și garda, știi? Păi, da, știi cum, dacă ai bani, de ce să iei? Da, nici mai am ce face. Dacă tot vorbim acasă, de Dacă tot vorbim de reparație și asta urmează să faceți, păi iată că noi vă venim în ajutor. În această dimineață vă vom oferi sau vă vom face vă face cunoștință cu tendințele acestui an în materie de design interior. Da, așa să fie. Dacă credeți că e timpul pentru o schimbare și un aer nou în locuința dumneavoastră, specialiștii vă pot ajuta. Ca și în orice alt domeniu, sunt tendințe și în designul interior. În acest an este tendința de a veni cu o gamă de culori neutră, culori pastelate, confortabile ochiului, culori care vor fi actuale în timp, care nu vor fi agresive peste 2-3 ani. Acum se optează mai mult pentru un interior să fie practic, să fie aerisit, luminos. Dormitorul este unul din cele mai importante încăperi din casă. Spațiul intim poate fi amenajat într-un mod mai neobișnuit în funcție de preferințele voastre. De exemplu, adepții stilului minimalist pot opta pentru un astfel de design.
Aici avem o garderobă cu geamuri transparente, este în oarecare măsură mai îndrăzneață. Acum este tendința de a ne face mobilierul din lemn. Din lemn, aici avem un stejar termotratat. Se optează mai mult pentru produsele care sunt făcute din furnir natural sau se mai optează și pentru obiecte, cum ar fi o măsuță, de exemplu, sau o noptieră, la fel, să fie din lemn. În cazul în care dormitorul se află într-un spațiu mai luminos, putem să facem un dormitor foarte spațios. Putem mai pune, să mai punem și un fotoliu, deja niște noptiere și o comodă. Îl putem amenaja și cu ceva elemente de decor mai accentuate, dacă este cazul. Detaliile contează. Dacă vreți un decor inedit, puteți opta pentru noptiere sau lampe neordinare. Mulți preferă să aibă și o lumină, deci o lumină mai intimă. Este opțiunea de a fi incorporată chiar în tablierea patului. E o lumină care este și plăcută, dar în același timp poți să citești la lumina respectivă, adică este ok, nu afectează vederea. Venim cu diferite soluții. Sunt care le place să aibă mai mult spațiu de depozitare, sunt care le place să aibă doar blatul pentru unde își poate pune un telefon, o carte. Zona de living trebuie să aibă un aspect primitor. Având în vedere că e și locul pentru odihnă și relaxare, această încăpere să fie bine echipată cu lucruri nu prea masive, dar foarte confortabile, cum ar fi o canapea, de exemplu, care ne permite să citim și o carte în momentul când suntem singuri acasă. Dacă aveți o familie numeroasă, puteți opta pentru o canapea mai mare. Nu ignorăm nici camera de baie. O putem amenaja și pe aceasta cu stil. Se optează mai mult pentru placarea perețelor cu plăci din ceramică cu dimensiuni mari, ca să avem un efect frumos vizual și, nu în ultimul rând, luminile. Luminile care au un efect al său relaxant. Țineți cont de tendințe, dar și de preferințe. Amenajați-vă casa cu gust. Ne bucurăm că e vineri, asta înseamnă că avem și noi două zile de odihnă. Tradiția spune în popor, în această zi nu avem voie, mai ales fetele nemăritate, să-și tai unghiile, pentru că în anul ăsta, săptămâna asta, dacă le tai vineri unghia, sâmbătă și duminică, nu vor avea nicio șansă să întâlnească un potențial acolo, boyfriend. Serios? Da. La fel, fetele, se mătură, nu vă tăiați unghiile vinerea. Nu se mătură, nu se ceartă în familie, pentru că... Nu se ceartă niciodată. Da, da, în ce special, noi... vinerea. Păi, regulile sunt toată ziua, create... certați-vă, da, vinerea, nu? Regulile sunt create pentru ca să le încălcăm. Tot, dacă astăzi e vineri, hai să încercăm să trecem frontiera și când încercăm să o facem, nu putem să nu dăm peste vreun video amuzant. Ne place. Da, mai de pe rețelele de socializare, vedeți și acum o bicicletă pare a fi, care are câți oameni? 7 oameni duce. 7 oameni bicicletă. 7 oameni pe aveam bicicletă, și eu una de asta acasă când eram copil, mergeam la soldat și la un moment dat la o vali, să știi că am ajuns cu rama în gât. Deci toți la vali și eu cu rama în gât la bicicletă. Îți dai seama, s-a dezmembrat. Era frână, dar pur și simplu eram prea grei. Vezi ce frână ăștia? Și-au pus 7 perechi de picioare sau vrei frânează bicicleta? E o posibilitate bună, dar la drumurile noastre, adică e mai ușor să pui... Asta se întâmplă în China, videoul pe care l-am văzut cu toții chiar acum. Nu e nimic de mirare, dar să vedem ce se întâmplă în restul lumii. Ia uite cum, China și restul lumii. Frumos am delimitat. Bravo! Eu credeam că toată lumea e China, dar... Okay. Da, dar mai e China și restul lumii, și da? Ceva. Să vedem prin lume adunate. De prin lume adunate. Orașul în care e interzis ca să mori. Longyearbyen e capitala arhipelagului Svalbard, situat în nordul Norvegiei, aproape de Polul Nord. E cea mai nordică capitală de pe planetă, iar temperaturile aici sunt glaciale de-a dreptul, motiv pentru care autoritățile au interzis înmormântările din 1950. Și asta pentru că frigul polar împiedică descompunerea cadavrelor. Astfel, bolnavii în fază terminală sunt transferați la Oslo, care se află la 2000 de kilometri distanță. Totodată a fost interzisă și trecerea cu traiul în orașul friguros. Aici nu există nici spital, astfel că și femeile însărcinate sunt transferate din motiv că nou-născuții nu ar rezista condițiilor meteorologice de aici.
Pregătirile pentru Eurovision 2018 de la Lisabona sunt întoi. Evenimentul va începe tradițional cu evoluția interpretului care a adus concursul în țara gazdă. Astfel, Salvador Sobral va cânta balada care i-a adus trofeul, asta după o pauză îndelungată survenită în urma transplantului de inimă. Acesta va mai interpreta și alte melodii noi din albumul pe care se pregătește să-l lanseze. După deschiderea finalei Eurovision va avea loc parada drapelelor, iar întreaga prezentare a show-urilor va avea loc pe acordurile muzicii tradiționale combinate cu sound-ul electronic. Existi cansado e sem nada para dar. Tehnologia completează știința. O echipă de cercetători au creat o dronă de forma unui liliac și au infiltrat-o într-un grup de astfel de mamifere pentru a studia modul de viață al acestora. Au reușit să vadă cuiburile, dar și să depisteze câțiva braconieri. Dispozitivul e dotat și cu un microfon pentru a înregistra toate sunetele. Cercetările au avut loc într-o peșteră din New Mexico, unde se află în jur de 800.000 de lilieci. Autorii studiului au descoperit că zburătoarele vin cu puțin timp înainte de răsărit în peșteră și se deplasează cu o viteză de până la 100 de kilometri la oră. Să vezi și să crezi. Se spune că cele mai multe accidente în sala de sport se întâmplă din cauza aparatelor care mai trebuie înnoite, iar pe locul 2 să știți că e din cauza fetelor frumoase care trec așa prin fața noastră și ăsta, în loc să fie atent acolo la ce face, popuși scapă ceva peste picior. Da, ai văzut videoul ăsta care tot treceau domnișoară frumoasă și el așa alerga pe bandă și se uite și la un moment dat banda îl aruncă jos, da, cade pe burtă și ăsta se întoarce domnișoara și el acolo face plutări. Da, țin minte, era viral într-o, era într-o perioadă așa tip de video. Și astăzi vom face sport, dacă tot vorbeai de fete, cât de periculoase sunt, prezentăm și noi o domnișoară periculoasă. Periculoasă, dacă periculoasă în sensul bun. Ar putea să vă fie chiar și antrenoare, e într-un centru sportiv din Chișinău și dacă vreți, v-ați pus în plan să slăbiți, ea vă poate ajuta, nu doar cu privirea, dar și cu mișcarea, da? Cu toate vă ajută. Cu toate. Iar Daniel a fost și el, a mers la sport. A slăbit 2 kg timp de 10 minute sau 20 de minute cât a filmat subiectul ăsta. Minciuni, minciuni, să vedem cât a slăbit. Nu vede limite când e vorba de sport, chiar dacă combină mai multe genuri. Tatiana și-a creat un stil de viață propriu și o trăiește cum știe ea mai bine. Я увлекаюсь кроссфитом, мне это нравится, мне это близко, потому что там можно вставлять какие-то элементы из гимнастики, то есть что-то более тяжелые элементы и так далее, то есть это интересно. Practică gimnastică artistică de la vârsta de 4 ani, iar prin muncă și caracter a reușit să devină multiplă campioană a Moldovei și posesoarea titlului de maestru în sport. Спортивная гимнастика вообще очень хороший вид спорта. Оно позволяет развиваться в разных направлениях, и после этого, то есть пару лет можно потренироваться, и тебя с руками и ногами берут в разные виды спорта. E bine știut, e nevoie de cheia succesului ca să ajungi la ceea ce ți-ai propus. Самое тяжелое в спорте, я думаю, это борьба с ленью. Это у всех, наверное, проблема. Самое тяжелое – заставить себя встать в нужный момент, пойти на тренировку, потренироваться. Pe lângă sportul care îl practică, Tatiana are și alte ocupații interesante. Я люблю танцевать также. Я люблю заниматься хендмейдом. Я очень много дома подделок разных делаю, там подарков, сюрпризов, то есть вот такого рода. Я очень творческая личность. Fata are un mesaj pentru toate domnișoarele care cred în diferite stereotipuri despre practicarea sportului. Sport делает наоборот красивее, стройнее, подтягивает тело, наоборот держит в тонусе. Поэтому девочки, которые не занимаются профессионально, вообще им нечего переживать, то есть никаких мышц сильных там мускулов, как у мужчин, никогда не будет. И тем более, если они не употребляют всякие добавки там и так далее, то есть ничего такого не произойдет. Наоборот, будет все красиво и очень эстетично.
Bună dimineața, ne bucurăm că sunteți aproape de noi, avem subiecte interesante și de această dată Galina vine cu o sugestie bună pentru cei de acasă. Dacă aveți, exact, dacă aveți haine vechi care nu vă mai plac sau care nu vi se mai potrivesc, după mărime există o soluție, nu le aruncați. Fie le dăruiți, fie le modificați. Și asta pentru că sunt mii și mii de soluții, poate nu chiar mii, dar sute, de a modifica o haină, că mai apoi să o purtați din nou și vă puteți și renoi astfel garderoba. Să urmărim reportajul! Cu siguranță fiecare dintre noi avem în garderobă haine și încălțăminte pe care nu le mai purtăm și chiar ne-am gândit să le aruncăm. Dar ce-ar fi dacă o să le dați o nouă viață, să fie stilate, la modă și să le purtați în continuare? Dacă nu știți cum, noi vă venim în ajutor. Spun noi pentru că alături de mine este Diana Voivuschi, de fapt cea care va veni cu sfaturi pentru că eu în ale designerului nu prea. Salutare! Salut! Știu că pentru tine nu este pentru prima dată când trebuie să faci transformări, asta a fost chiar prima ta ocupație de bază care a început să-mi aducă, da, primul meu job. De fapt, eu de mic copil meșteram tot felul de chestii, tăiam, niciodată nu eram mulțumită de ceea ce mi se cumpăra, nu se prea cumpărau multe lucruri atunci, că era mare sărăcie, de asta eu începusem să mai meșteresc cu mâinile mele câte ceva și îmi reușea. Astăzi vom face pereche de pantaloni cu o dungă laterală, care sunt foarte la modă, sunt foarte simplu de făcut, de confecționat din oricare pantalon care avem în garderobă, dar care vor schimba total look-ul și vor da așa un pic de aer rebel. Pentru transformarea pantalonilor noștri, ce avem nevoie? Deci, pantalonii pe care am dezbrăcat de pe frumoasa noastră fată și o să-i transformăm și îmbrăcăm apoi. Eu am ales panglică din reps, care nu are luciu, este așa mai specifică și va arăta foarte stilat la sine pantaloni. O brichetă pentru ca să prelucrăm marginile panglicii, acșață, sigur, și ace de siguranță ca să fixăm toată construcția noastră, să obținem socoase. Desigur și niște foarfece. Să înțeleg că poate să nu neapărat să avem o mașină de cusut? Da, voi încerca în toate, de fiecare dată să arăt ceea ce e posibil să faci cu mâinile tale fără să apelezi la ajutorul unei mașini de cusut. Întâi de toate vom măsura lungimea panglicei de care avem nevoie pentru pantaloni. Pentru a nu da greș, putem să o fixăm cu ace de siguranță. Ca să nu se desfacă mărginuța, noi e ireal să cerem de la telespectatorii noștri să se apuce de cusut serios o pereche de pantaloni. De asta nu o să băgăm sub cordon, dar doar o să o ascundem foarte, foarte frumos panglica în cusătură. O fixăm exact în așa fel încât linia asta, linia laterală a pantalonului să merească la mijlocul panglicii noastre și o fixăm cu ace de siguranță. Am ajuns la final, ne-a rămas un surplus de panglică, tăiem și lăsăm vreo 2 cm, facem aceeași procedură și surplusul îl dăm în interior. Aici va fi cusut cu punct ascuns. Cum coasem? Nodul îl ascundem în interior și începem să coasem foarte atent cu punctuleț ascuns. Cam așa va arăta când va fi în final. Adică cusătura nu este vizibilă, totul este net, ci totul e curat. Pantalonii noștri sunt deja gata. Avem și model care ne ajută să vedem cât de bine arată. Liniile verticale întotdeauna scot câțiva centimetri și dau câțiva centimetri înălțimea. Adică dacă vizual ar fi să privim acest gen de pantaloni, noi îmi părea neapărat mai înalte și mai slabe. Așa că este un truc de care trebuie să ținem neapărat cont pentru noi femeile, cele care vrem să arătăm mai bine. Așa. Noi o să revenim și cu alte sugestii pentru dumneavoastră, de aceea urmăriți-ne în continuare. Neapărat. Ceva lipsea în emisiunea noastră și eu deja știu ce lipsește, horoscopul. Horoscopul, evident, nu putem să trecem astăzi fără ca să nu aflăm ce prezic astrele sau cum va decurge ziua de astăzi sau chiar weekendul. Îmi aduc aminte de un banc despre ce e legat de horoscop, despre mai bine zis de balanțe, că aceste persoane sunt mai puțin indecise, știi, la ei așa joacă, un cântar. E bancul sună balanța felul... e balanță. Da. E balanță, da. Bancul sună în felul următor. Stau o pereche la o
cafea și citește într-un ziar și spune, uite ce scrie despre balanțe că sunt indecise. Și spune, bă, ăsta sigur că, uite, că poate nu e corect. Îmi spune, da, poate 50-50% poate ar trebui, adică trebuie să mă mai gândesc. Până la urmă, știi, până la urmă, tot devine indecise. Ceva de genul ăsta. Nu era sigur nici de ce scriu astrologii. Eu mai rău stau cu, poate, cu spusul bancurilor, dar așa, știi cum. Te-ai descurcat, cei de acasă cu siguranță au apreciat umorul tău. Să vedem cât umor vor avea nativii zilei de astăzi. Da. În funcție de zodia în care ești născut, acolo se zice și de umor. Sigur că da. Sau Prost. Cât de bună va fi ziua astăzi. Horoscop 16 martie. Berbec, o să vă bucurați de mai multă stimă și apreciere din partea șefilor, a colaboratorilor și poate veți primi ceva nou de lucru drept recompensă. Persoana iubită vă pregătește o surpriză. Taur, multă lume e dispusă în perioada asta să vă ajute, poate ieșiți și pe la evenimente împreună cu omul drag, să vedeți ce mai e nou în societate. Nu stați foarte bine din punct de vedere financiar, dar în curând totul se va rezolva. Gemeni, se anunță un eveniment la sfârșit de săptămână care să adune rude și prieteni, poate e o aniversare în familie. Fiți mai indulgenți cu colegii de muncă. Rac, vă pregătiți de o plecare în afara țării, poate sunt treburi importante de rezolvat și o să iasă așa cum v-ați planificat. Nu vă avântați după câștiguri ușoare. Leu, încep să se adună bani în cont și vi se plătesc orele suplimentare și alte servicii pe care le-ați făcut unor beneficiari. Și ieșiți în plus, acasă sunteți primiți cu dragoste și afecțiune. Fecioară, relația de cuplu promite să fie calmă, că ați aplanat conflictele vechi și o să fiți mai puțin critici și pretențioși. La locul de muncă reușiți doar dacă vă impuneți punctul de vedere. Balanță, o zi potrivită pentru schimbări majore în activitatea profesională. O persoană tânără vrea să ieșiți la masă, ori poate la un spectacol, să vadă ce preferințe comune aveți și să vă armonizați. Scorpion, o problemă de sănătate vă deranjează din ce în ce mai mult și dacă nu o depistați la timp, o să aveți de suferit. Puteți să vă planificați timpul pentru weekend, să mergeți undeva cu prietenii. Săgetător, aveți o energie debordantă și puteți face multe lucruri care să vă propulseze și în carieră și în viața personală. Poate începeți lucrări de reparații prin casă sau vă căutați un cămin nou. Capricorn, posibil să găsiți niște lucruri pentru interiorul locuinței la un preț bun și o să le puteți lua. Nu vă stresați din cauza unor bârfe. În curând va ieși la iveală adevărul. Vărsător, poate ați reglat relațiile cu prietenii, dacă ați avut ceva de reproșat cuiva, ați făcut-o și o să-i cultivați doar pe cei fideli. E o zi bună pentru răsfăț, alegeți să ieșiți undeva într-o companie plăcută. Pești, e cineva care vrea să vă invite într-o excursie ca să vă cunoașteți mai bine sau ca să vă facă o declarație de dragoste. Azi, detașați-vă de griji și probleme și odihniți-vă mai mult. Astrele prezic, însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Durează scurt și clar. Priviți-o cu îngăduință. Publicitate. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Bună dimineața, dragii noștri! Ne bucurăm că sunteți alături de noi și la bucătărie. Ce înseamnă să ai un vis și să-l realizezi până la urmă, mai ales dacă ești un om cu putere și cu forțe fizice deosebite. În această dimineață vorbim despre vise, dar și mai degrabă despre realizarea acestora, dar totodată vom și găti atâta timp cât suntem aici. Dar micul dejun e doar un motiv ca să aflăm mai multe de la Dimitri Voloșin. Ai emoții cumva? Da. Serio? Aflăm între doi bărbați în această dimineață. Bună dimineața, bine ai revenit la noi, pentru că nu este prima dată. Ești foarte ambițios, curând vei ajunge în Alaska. Нет, не совсем Аляска, я собираюсь ехать на Северный полюс. Прямо на самую макушку Земли, на самый верх, там, где проходит ось сквозь Землю, знаешь? Космонавты видели, такая прям штырь такой сквозь Землю проходит. Наверху один и внизу другой. Я пока еду наверх, потом поеду вниз. Ну, а фост урма де Молдовен по колоку на кум, ну? Не знаю. De fapt, știi marafon că... точно никто не бегал в Молдован, а на Северном полюсе, возможно, кто-то и был. Да, знает. Știi cum e cu moldoveanul? Cu nu există loc unde să nu există moldovean. Te duci în Africa, magazin deschis de un moldovean sau ceva de un moldovean. Молдоване везде есть. Да. Я думаю, на Северном полюсе, если туда приеду и встречу их там, я не удивлюсь. Да, important este să te întorci înapoi. Până atunci, despre expediția ta și călătoria, o să gătim
și o să fie un mic dejun pe care tu îl consumi da. Foarte des, din câte am înțeles. Vorbește. Prezentația, da? Prezentația. Da. Prezentația. Сегодня готовится самый простой завтрак, который только можно придумать, наверное, в этой передаче и в жизни. И очень-очень вкусный. Я так научился завтракать еще в студенческом общежитии, но тогда так ел, потому что других продуктов у меня не было. Ага. Я дома собирал изюм, мне мамка сушила этот виноград, и покупал творог, йогурта сметана. Тогда тоже не было, была сметана просто. Да. И чем жирнее, знаешь, тем лучше. Сейчас все по-другому. Тем немножко, лучше. Да. Сейчас наоборот, чем меньше жира, тем лучше. Это даже не сметана, это йогурт обезжиренный и творог. 5%. А из чего пытаешься питаться мной? Смешиваешь это все и получаешь офигенно сбалансированный, очень полезный завтрак, особенно после тренировки. И энергии, реинкаркаря батареи, да? Ну. Тогда давай смешать все это. Да, давай. Так, ну сейчас будем работать, что? Да, работаем. Де-факт, инвитации наши новые сияются, да. Это же не так просто, это сложное блюдо. Здесь надо подготовиться к нему серьезно. Окей. Смотри, я... Все, Ашака. Есть он бол aici. Вот, ți-l dau mai aproape. Așa, hai. Voi gătiți, bărbații, în această dimineață gătesc la bucătărie. Обычно записывайте этот рецепт. Да, ce de acasă își notează. Păi, luați pixul și o foaie și notați. Deci, brânză... Ei, brânză. Ce? Nu e bună, bună brânză? Не, можно и брынза, наверное, но это уже больше вечернее блюдо. Лучше с творогом. Ok, da. Брынза де вач. Да. La noi cu brânza și smântâna cum tot se vorbește. Это йогурт, asta la urmă? Да. А может все? Да. Смотри, но орехи я использую иногда кедровые, иногда лесные, а вот это у нас кешью. Поэтому оно слишком крупное, и мы его сейчас в блендере измельчим. Окей. И будет самое... Ала де сока, смея со фарты мутом. Пачи, видите, când vine la noi, el poate să intre, să ne trebuie. А может поставить все весь этот творог, Елене? Куда? Чтобы... Сюда, да, получится? Нет, здесь. Касса не ажунга, шала, тоть. А то вы же попросили оставить вам, чтобы... Что, если вы не хотите больше, давайте. Ай, сипуним тот, я уже. Да. Добавляй йогурт пока. Тоте секреты, да. О, главное. Дмитрий, până una alta, până o să faci gălăgie acolo. Да. Сильно не надо избавлять, измельчать прям в кашу, а вот такая вот крошка, самый раз. Okay. Чтобы она чувствовалась. Все, значит, добавляешь орехи. Окей. Добавляешь, это сушеная клюква и изюм. А стоит тот? Все. Аша, дежун. Все, поздравляю. Ба-ба-ба, похлопаем друг друга. А, и йогурт, да, конечно. Добавить, чтобы это было... Не забыли про него. Чтобы это было... Я лингура. Куди дес готешь ты? Ачест меню. Я же говорю, что я этим промышляю уже сколько? 20 лет я ем такой завтрак. Эка чинева масуна. Я расскажу по эмиссионе. Аша. Я держал ставка с... Хочешь больше углеводов, добавляешь больше изюма и клюквы. Хочешь больше белка, значит больше творога. И все. Окей, хай поговорим о экспедиции та, потому что мику дежу нам везут. Хай, ты густо. Дмитрий, кыс километров вы элерга коло? Как обещай, 42. 40 это обычный марафон. Угу. Единственное отличие, что на Северном полюсе живут медведи. Серьезно? Белые. Я вам везут широй прям. Видишь, там море, аша, альби, да? Для того, чтобы не сожрали бегунов, сделали забег такой 4 километра, круг. По кругу стоят люди с ружьями, и марафонцы бегут 10 кругов по 4,2 километра. Потому что если куда-то убегать туда, далеко, можешь просто не вернуться уже оттуда. Давайте теперь мы идем, мне воину надо требовать снега. Чем ты приготовишь, чтобы на этот марафон? Вот это большая проблема, потому что в Кишиневе снега нет, температура у нас тепленькая, а там будет холодно, и там будет снег глубокий, и где тренироваться непонятно. Поэтому вот сейчас, когда был снег последние несколько дней, неделю назад выпал снег, лежал, я выходил за город, там, где нет дорог. Запада Мари. Да. Кроссовки специальные и давай бегать там по снегу. Есть даже видео, вы покажете. Ага. Видео с тренировок. Acum deja probabil mai aștepți în soare, se preconizează că va fi în zilele următoare, săptămâna viitoare, mai degrabă va fi în soare, atunci te pregătești, da? Pentru ieși afară. Я еще ездил в Оренбург, у меня родители в Оренбурге живут, я ездил туда специально две недели и там тренировался, потому что там похожая погода, 25-30 градусов мороза и тоже снег.
De lângă pregătirii speciale acolo o să fiți ghidați sau o să fiți cumva protejați de niște medici care o să intervină în caz că se întâmplă ceva? Nu, smotri, tam și de sigur nici nu umirau așa. Da, все живы, здоровы, но... Там, безусловно, большая... Почему это дорого стоит? Потому что там нужно вести специалистов, там нужны врачи, там нужны палатки, там нужны медикаменты, должен быть вертолет на всякий случай, потому что есть случаи, были случаи обморожения. То есть люди прибегали с отмороженным носом, с ногами обмороженными. И недорого, и вкусно, и полезно, да. Acolo unde vei ajunge tu la Polul Nord, deci, am înțeles, nu este vorba despre un concurs, doar ai aplicat, trebuie să ai bani până la urmă. Да, то есть здесь не нужно уметь бегать, это не Бостон, на Бостон нужно научиться бегать, квалификацию сделать, отобраться. Здесь нужно просто иметь деньги, да, нужно иметь здоровье, чтобы пробежать, и желание нужно, чтобы поехать. И у тебя желание. У меня все совпало, да, я давно мечтал, просто никак не мог уговорить себя, что это, ну... Дорого, да, но если ты мечтаешь об этом 5 лет подряд, то, ну бог с ним уже. Да, Петру, че ция на семеря маратона? Лумя с интрагу. Е бине ши акасы? Ции, де че смотри? Потому что ну, тебе мечты, хорошо. Его мечты всегда сбываются. Тебе хорошо дома. Я он визда тэ, у лимита дэ аса дэ аса демонстра, ка уйте, инка у етапа ин дезволтаря та, ин тоати небуниле пе каре звин, ескападели тали. Не, я не другим хочу показать, я хочу в первую очередь себе показать, что я могу все. Ну, по крайней мере, тот, в то, что в моих рамках влезает, то я могу. И постоянно границы я отбегаю. Это мне дает... Че я стоич? Ну, факт парта дин декора ностра, да, Дмитрий. Уважаемые телезрители, меня ребята попросили принести кое-какую экипировку для марафона. Я хотел бы ее сейчас показать и рассказать, что это такое. Это и вот, наденем на Сашу. Наденем Сашу, покажем, да, что это такое. Это очки, которые люди там бегают. Они со специальной вентиляцией. Сейчас я покажу, как она... То есть, чтобы они не запотевали, они отодвигаются вот так. Можно двигать, чтобы здесь был сквозняк. Потому что без них отморозишь себе лицо. Че температура, Якова, Дмитрий? Ну, хочу сказать, что температуры не очень холодные. Там минус 30 где-то. То есть, да, нормально. Я бегал при минус 30 в Оренбурге. Но там может быть ветра и очень высокая влажность. А если высокая влажность, значит, мороз становится в два раза холоднее. Снимай очки. Чипофлин? Снимай очки. Я тебя один на балаклаву А вроде фишу стела, да, и схватывай кила. Одевай. Это балаклава для того, чтобы не отморозить себе нос. Да, вот тунсуаря. Ай, давай, давай. Одевай, давай, вот. Așa. Ia uitați, oameni. Dacă... Ca un bandit. Ce bancă trebuie să fur acum? Așa. Te pier mascul, davai. Și masca? Da. Eu mă apuc să aleg pe aici deja. Da, вот, вот так вот ты будешь бегать. Okay. И перчатки одевай. Și мănушили. Он не видит их. Spune, Alexandru, cum te simți în ochelari? Aici e cald. Aici e cald. Acolo să fie utilă, nu? Они меняют прозрачность свою, если на улице будет слишком светло, они станут темными, наоборот. Красавчик. Да, să mergi de unul singur acolo sau pot să merg și eu cu tine, dacă tot mai echipat? Ну, там побежит человек 70, наверное, с разных стран приедут, и все в экипировке, у кого как. Я видел, там есть бешеные, бегают вообще без шапки, а некоторые, наоборот, столько одевают на себя куртки, что еле-еле могут передвигаться, сапоги огроменные, еле не бегут, пешком идут. Ну, что с аллергацией? Гетти? Что с Софией? Сникерсы? Как сникерсы? Как по-английски? Ну, Adidas. Adidas, да. Adidas. Кроссовки, да. Но кроссовки разные. Обычно. Есть утепленные, я беру полегче кроссовки. Они холодные, но зато они легкие. Бежать в них будет быстрее. Надеюсь, за счет того, что я буду бегать быстро, ноги будут согреваться и не замерзну. Как думаешь, когда ты вернешься до колу? Что ожидаешь? Что хочешь, чтобы случилось? Стой так, стой. Да, ну, я стал так. Что ты ждешь от этой поездки? Я жду, что, ну, во-первых, я вообще рассчитываю попасть в пятерку. Вот, если честно, так вот, между нами, в пятерку попасть, это будет моя мечта. Да, между нами, на телевизор, ну, арата. Вот, затем рассказать бегунам, как происходит забег в холодных условиях, и подготовиться к более серьезному забегу, который я хочу сделать при минус 50 в другом месте и в другое время. Но я пока об этом говорить не хочу, но вот это будет как тренировка. Такому прям экстремальному, экстремальному. Это будет наш секрет. Да, да. Между нами только. Как потому что в această perioadă, когда ты не будешь быть дома, там возможность позвонить на фамилию не будешь, да?
Моя семья часто ездит со мной. Ага. А себя на этот раз? На этот раз. Вот я буквально в прошлое воскресенье вернулся с женой. Мы ездили в Лиссабон, в Португалию, и там бежали полумарафон. Она бежала 7 километров, я 21. Супер. Установили персональные рекорды. Жена останется. А жена останется дома. Она просилась. Ну, понимаешь, Пасха, 8 апреля, все будут есть куличи, а я там буду с белыми медведями. По морозу. Я привезу, с Осло привезу ословскую Пасху с Норвегии, норвежскую, из семги. Да, toată lumea va să pături Paștele, dar vă luați cu ușii pe acolo. Мы на Шпицбергене еще будем, мы перед этим поедем на Шпицберген, это большой остров, и там можно будет на собаках покататься. Да, кокелари ешь тверку масу, если Ну, смотри, стоишь, прям каркат. Думаешь, все пойдут? Trebuie așa? Să arăți mai bine. Mai bine așa. Da. Doar că au transpirat așa. Da. Dimitri, succes acolo. Promiți să vii la noi în emisiune să ne vorbești cum a fost. Da, обязательно привезу вам кусочек льдины. Айсберга привезу. Супер. Если он не растает, конечно. Если растает, будет просто водичка. Tu speri să fii primii 5, noi îți urăm să fii în primii 3 acolo și să nu uiți când te întorci neapărat să treci pe la noi. Mulțumim pentru micul dejun pe care l-ai pregătit. E foarte gustos, apropo, eu am gustat, vă recomand și vouă, e foarte simplu de pregătit. Rapid, ieftin, da. Ieftin. Ce e important, rapid, e și ieftin. Și gustos. Sfidim, da. Da. Și asta e prea zavtru cu eu postul trenirovchi. Da. Succes. Noi sperăm că v-ați înveselit voi cei de acasă, ați văzut ce atmosferă am reușit noi să creăm aici. L-am îmbrăcat frumos și pe Alexandru. Poți să mergi și el la Polul Nord. De ce nu? S-ar putea. Prieteni, stați aproape cu noi, pentru că pe lângă Dimitri, îl avem pe al nostru moldovean, care îl știe toată lumea. Însă în lume mai există și alți sportivi sau alți oameni care și-au întrecut limita. Avem 4 cei mai tari sportivi din lume care și-au depășit limitele. Se cunoaște. Eric Wilkenmaier și-a pierdut vederea la vârsta de doar 13 ani. Asta l-a făcut să-și urmărească neabătut țintele și să scrie istoria. Până în prezent, Eric nu a escaladat doar Everestul, ci toți cei 7 cei mai înalți munți de pe cele 7 continente. Dar nu s-a limitat doar la alpinism, întreceri și recorduri, devenind celebru și datorită nenumăratelor sale acțiuni umanitare. Martin Strel, un sloven îndrăgostit de not, este singurul om care a reușit să noate de-a lungul tuturor fluviilor importante ale planetei. Niciun campion olimpic sau mondial nu a încercat să facă așa cum a făcut-o Martin Strel. Anul trecut a intrat în paginile Guinness Book pentru parcurgerea în not a Dunării. Incredibila performanță a durat 58 de zile. Cea mai mare provocare a fost Amazonul, un fluviu plin de specii periculoase, precum rechini, pești pirania și șerpi anaconda. Strel cântărea 115 kg. La sfârșitul aventurii avea doar 94 de kg. Dean Karnazes este caracterizat ca un supraom din California, capabil să alerge pe distanțe și durate de timp incredibile, fără să simtă nici o urmă de oboseală. Când era la școală, Dean nu mergea cu autobuzul împreună cu colegii săi, ci fugea spre școală. La doar 11 ani a urcat alergând Marele Canyon, precum și muntele Watney, iar la 12 ani a mers cu bicicleta 64 de kilometri. În anul 2006, Karnazes a alergat în fiecare zi un maraton, timp de 50 de zile consecutive. Majoritatea oamenilor au o frică de adâncul necunoscut și întunecos al mărilor, dar nu și William Troubridge. Scufundările extreme, fără echipament special, se află la granița dintre sport extrem, curaj fără limite și sfidare deseori prostească a morții. Și niciun caz nu sunt pentru scufundări de amatori. De aceea, William este considerat un adevărat fenomen nu doar pentru cei din lumea sa, ci și de către oamenii de știință. Troubridge a învățat să noate de la 18 luni și să se scufunde singur de la 8 ani. De atunci nu s-a mai oprit. Neozeelandezul deține recordul mondial pentru scufundare liberă fără echipament de susținere și este prima persoană care a coborât sub bariera de 121 de metri, record absolut. Am ajuns la final de emisiune. Bună dimineața, vă spunem cei care abia acum cu noi s-au trezit. Dacă cumva ați pierdut emisiunea noastră, o găsiți pe YouTube și pe pagina noastră de Facebook. Acolo sunt majoritatea subiectelor. Nu majoritatea, dar chiar toate subiectele. Emisiunea integrală, după cum ai spus și tu, o găsiți pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați să intrați pe pagina noastră Dimineața la RTR, să lăsați acolo un like, dar și să vedeți reportajele noastre și să le distribuiți.
profitați de vremea minunată de afară, așa, în ghilimele, vremea minunată de afară. Nu uitați, mergeți la campionatul de off-road care are loc la Măgdecești. Camelia o să vă primească cu plăcinte și vin. Puteți să mergeți și la campionatul de arm wrestling, acolo unde eu nu merg, de asta pentru că toți sunt foarte slabi și eu nu vreau acolo, doar să-mi pierd timpul. Puteți să mergeți la prima etapă de la fotbal, divizia națională, acolo unde Dacia nu mai participă, din păcate. Ai văzut știrea asta? Nu am văzut știrea asta. Una din campioane, vă dați seama, una din campioanele Moldovei nu mai participă. S-au plictisit, probabil. Da, îmi pare rău. Serviți-vă cafeaua, Nescafe Gold, în fiecare dimineață și astăzi nu e o excepție, ca să nu fiți somnoroși și trebuie să beți cafea. De veveriță aveți nevoie și sâmbătă și duminica, să alerge, așa, în voi, exact. Să faceți multă mișcare, să aveți timp de toate. Ne revedem săptămâna viitoare, nu uitați, de luni până vineri, în fiecare dimineață, de la 7 la 9. Să aveți un weekend frumos. Pupă lumea de acasă, că de fiecare dată îmi spune că numai eu îi pup pe ei, dar tu nu îi pup. Ți-au zis că doar tu îi pup și eu, nu? Da, pentru că avem. Vă pupăm pe toți, o zi frumoasă și un weekend minunat. Fașa! Sponsor general al emisiunii, Nescafe.